Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Anul trecut, mi-am căsătorit amândouă fiicele și am avut experiența unui tată care stă pe bancă și își privește copiii îmbrăcați mireasă, fetele îmbrăcate mireasă, și am avut un sentiment pe care nu l-am știut până atunci. M-am uitat la pastor și am simțit că aș vrea în inima mea să spună ceva despre părinți, pentru că am încercat o emoție deosebită, uitându-mă la mireasa pe care am crescut-o, în care am investit, și acum când pleca din casa noastră, am știut că pleacă pentru întotdeauna și că tot ce am putut să-i spun, acum este deja târziu. Stimați părinți, știu că este un eveniment important în viața dumneavoastră. Bănuiesc că ați făcut tot ce ați știut mai bine pentru ca Emima, Claudiu, să ia decizia aceasta, să facă decizia aceasta în mod corect. Și în urma acestei decizii, care e un eveniment, să urmeze procesul căsniciei, fiecare zi, fiecare noapte, multe zile, multe nopți, într-un mod matur, cu credincioșie, cu fidelitate, cu respect, cu iubire, răbdare și toate celelalte. Ne bucurăm astăzi alături de bucuria dumneavoastră și alături de bucuria lor, pentru că sunt tineri, sunt frumoși, sunt copii credincioși, ne bucurăm de ei, de tinerețea lor și de faptul că au ajuns la vârsta să-și unească destinele și împreună să-L slujească pe Dumnezeu, să slujească Biserica Domnului și să se slujească unul pe altul. Claudiu și Emima, am ocazia să vă spun câteva cuvinte într-un moment important al vieții voastre, la nunta voastră. Și m-am gândit să continui ceea ce spunea pastorul Chiu, fratele Daniel. Am apreciat mult cuvintele care le-au spus. Care le-a spus au fost biblice și prezentate într-un mod logic și ferm. Și cuvântul pe care eu vreau să-l rostesc l-am intitulat Oferte și riscuri. Claudiu, te cunosc probabil de 2 ani, pe Emima de aproape de 5, și am văzut foarte multă prudență în perioada prieteniei voastre. Am știut în inima mea că voi vreți să fiți fericiți și vă gândiți cu multă grijă că există și riscul să nu fiți. Și v-ați luat aproape 2 ani de prietenie ca să vă asigurați că celălalt e persoana pe care Dumnezeu i-o oferă pentru restul vieții. Vreau în această zi să vă aduc aminte că, în general, oamenii sunt ființe sociabile. Oamenii fac relații și rup relațiile. Multe dintre relațiile pe care tu sau tu le-ați făcut de-a lungul vieții voastre până acum, le-ați rupt sau s-au diluat pentru că nu ați mai investit în ele. O relație o faci ușor, dar se întreține greu. Și cine încearcă să-și facă mulți prieteni este dezamăgit pentru că nu are capacitatea să investească în fiecare și să păstreze relația de prietenie. Prin excelență, căsătoria este o relație de prietenie la superlativ, care nu se poate rupe niciodată, nu se poate dilua niciodată. În relația aceasta voi trebuie să vă investiți tot ce aveți în minte și în suflet. Pentru că calitatea acestei relații, de fapt, vă definește pe voi, definește caracterul vostru, convingerea, crezul, credința voastră. Voi nu puteți fi mai buni decât viața de familie la care lucrați începând de astăzi. Oamenii relaționează cu lumea materială și au capacitatea să relaționeze cu lumea spirituală. De aceea viața unui om este foarte complexă. Este afectată de lumea materială și este foarte afectată de lumea spirituală. Omul se naște într-o familie
Și atunci când în jurul vârstei de 20 de ani ar trebui să devină util pentru familie, își ia bagajul și pleacă. Acesta este unul dintre paradoxurile vieții. Claudiu, Emima, numai când o să aveți copii, o să vă dați seama cât efort au făcut oamenii aceștia. La momentul acesta, nu puteți pe deplin să înțelegeți efortul lor, decât atunci când veți avea experiență de părinte. Acum când aveți salariu, puteți fi de folos familiei, implicându-vă, asumându-vă responsabilități, voi acum v-ați luat fiecare din familia voastră și plecați. Dar acesta este rostul vieții. Când omul devine adult, când este matur din punct de vedere intelectual, emoțional, spiritual și fizic, el își găsește un ajutor potrivit, își face o familie, lasă pe tatăl și pe mama sa. Așa este legea vieții, așa a organizat Dumnezeu viața. Cea mai bună metodă de învățare în viață este repetiția. Dacă voi vă mai aduceți aminte de examene de la școală, vă aduceți aminte poate de nopțile albe în care ați stat și ați tot repetat o grămadă de lecții, de cursuri, de cărți, ar trebui să parcurgeți mult material și în momentul unui examen să faceți dovada unei persoane care și-a însușit o mare parte din cunoștințele predate. Mi se pare totuși ciudat că Dumnezeu ne cere să ne căsătorim o singură dată, fără să ne dea șansa să repetăm și se așteaptă ca să și funcționeze. În general, în viață, reușim să facem lucru bine după ce încercăm de 1000 de ori. Și știm că mama învățăturii este repetiția. Și atunci când începi să profesezi o meserie, ai mari probleme să faci calitate. Dar după un an, 2, 5, 10, mai ales spre bătrânețe, stăpânești în mare măsură meseria și chiar oamenii te apreciază pentru performanța profesională. Dacă aceasta este legea vieții și așa este omul organizat în sistemul său să funcționeze, cum poate căsătoria să meargă bine din prima? Lucrurile importante, cum este căsătoria, le faci învățându-le, timp în care lucrurile neimportante le înveți făcându-le. Aceasta este singura diferență. Priviți, vă rog, că relațiile din lumea materială sunt foarte influențate de lumea spirituală și nimic nu-l influențează mai mult pe un om decât Dumnezeu sau diavolul. Cele mai mari sacrificii din istorie, cele mai ferme convingeri și decizii pe care omul le-a luat în dimensiunea religioasă. Cei mai puternici dictatori ai lumii au știut cât de puternică este religia. Sentimentul religios este cel mai puternic. De aceea, spiritualul orientează viața umană în lumea materială. Oamenii sunt buni sau răi în funcție de prezența sau de absența lui Dumnezeu din viața lor. Uitați-vă la o persoană pe care l-ați știut, un om rău, un derbede, un om fără priorități corecte și cu valori greșite. A avut o viață mizerabilă și ți-a fost rușine să fii prieten sau rudă cu o astfel de persoană. Să presupunem că în jurul vârstei de 30-40 de ani se convertește, se naște din nou și viața lui se schimbă radical. Nici căsătoria, nici profesia, nici mașina sau casa schimbată nu a reușit să-i schimbe valorile vieții. Dar atunci când s-a pocăit, e un alt om. Prezența sau absența lui Dumnezeu din viața unui om îi afectează întreaga existență. Valorile, prioritățile devin cu totul altele. De aceea oamenii sunt buni sau răi, nu în funcție de anumite aspecte, anumite amănunte ale vieții, este sau nu căsătorit, locuiește sau nu în America, are sau nu o mașină, e intelectual sau nu, și-a pierdut business-ul sau nu, stă la casă sau apartament, toate acestea sunt amănunte care nu afectează calitatea vieții. Oamenii sunt buni sau răi în funcție de prezența sau absența lui Dumnezeu în viața lor. De aceea aș vrea să vă spun un principiu acum. Relația omului cu Dumnezeu creează și întărește relația partenerilor. Timp în care relația partenerilor nu întotdeauna încurajează relația cu Dumnezeu. Am să mai spun o dată asta.
Întotdeauna relația unuia dintre parteneri cu Dumnezeu întărește relația partenerilor. Timp în care, nu întotdeauna, relația partenerilor întărește relația fiecăruia cu Dumnezeu. Să explic ce vreau să spun. Pare filozofică această afirmație. Dumnezeu îl pune pe Claudiu să te iubească pe tine. Dumnezeu îți face un bine, Emima. Sunt multe femei neiubite în lumea aceasta, manipulate, trădate, înșelate, bătute chiar, terorizate uneori. Sunt femei care au fost omorâte de soții lor. Paradoxul vieții. Un om să-ți spună că te iubește și peste un an sau doi să te împuște sau să te omoare în alt fel. Pentru că Dumnezeu îți vrea binele. În relația lui personală cu Claudiu îi spune: vreau să te angajezi în fața mea, că iubești persoana aceasta. În fiecare zi vreau să o iubești. Și aceasta pentru că îmi promiți mie, dincolo de ce îi promiți ei. Claudiu te va iubi în primul rând pentru că îți promite ție, dar în al doilea rând te va iubi pentru că îi promite lui Dumnezeu. El promite de două ori la două persoane diferite să facă același lucru. Dumnezeu îți face ție bine, pentru că dincolo de conștiința lui și de obligația lui față de tine, el mai are o problemă cu Dumnezeu. Iată dar cât de important este ca soțul tău să aibă o relație cu Dumnezeu. Dacă nu ar avea o relație cu Dumnezeu, el ar profita de forța mușchilor lui mai mare decât a ta și atunci te-ar domina, te-ar manipula, te-ar speria, te-ar teroriza dacă ar vrea. Dar atâta timp cât el are o relație cu Dumnezeu, va fi de două ori obligat, o dată față de tine și o dată față de el, ca să te iubească. Cât beneficiu aduce prezența lui Dumnezeu în inima lui Claudiu din punctul tău de vedere. Dar lucrul acesta este și reciproc. Claudiu, tu ești sigur că Emima te iubește și o să te respecte. O să te împingă prin vânturile vieții, sprijinându-te ca un tovarăș credincios. Aceasta este poziția ei în viața ta. Un prieten de nădejde, la bine și la greu. Ei, dincolo de fidelitatea și de promisiunea ei, pe care ți-a repetat-o de multe ori de-a lungul acestor doi ani, mai ales în ultimul timp, ea se angajează și în fața lui Dumnezeu să te urmeze, să te iubească și să fie alături de tine în fiecare zi. Iată dar, Dumnezeu întărește relația partenerilor atunci când ei au o relație cu el. Dar nu tot la fel se întâmplă și cu partenerii față de Dumnezeu. Uitați ce vreau să spun. Nu întotdeauna partenerul îl sfătuiește pe celălalt să-l asculte sau să-l urmeze pe Dumnezeu. Se întâmplă uneori că soțul ar vrea să doarmă mai mult duminică dimineața. Luni dimineața nu vrea să doarmă, nici marți, și până sâmbătă nu e somn. Dar dintr-o dată duminică dimineața ar vrea să doarmă mai mult, până pe la 10-11. Dacă își găsește un partener pe măsură, vor dormi liniștiți. Dacă are un partener credincios, îi va spune așa: ești tu cinstit când 6 zile față de faraon ești punctual și spui că faraon e rău? Și o zi din 7 față de Domnul pe care pretinzi că-L iubești de nu mai poți, nu ești punctual? Ce fel de bărbat ești tu? Iată dar cât este de important să-ți alegi un partener, nu doar cu care faci bani, nici cu care cumperi mașini și case frumoase, ci cu care îți pregătești un loc în cer. Așa cum Dumnezeu, Emima, te ajută pe tine, obligându-l pe Claudiu să te iubească, așa cum Dumnezeu te ajută pe tine, Claudiu, obligându-o pe ea să te iubească și să te respecte, tot la fel, voi trebuie să vă ajutați unul pe altul să-L iubiți pe Dumnezeu și să-L ascultați pe Dumnezeu. Dacă într-o anumită împrejurare îți vei surprinde partenerul într-un moment de slăbiciune, că este pregătit să ia o decizie greșită, că este cuprins de o stare de neveghere, de irresponsabilitate, de lene spirituală, nu-i permite lucrul acesta. Nu doar datorită onoarei familiei voastre, ci datorită onoarei lui Dumnezeu, datorită slavei lui Dumnezeu care se manifestă în viața ta și a partenerului, și spune partenerului tău: iubește-l pe Claudiu, și spune partenerului tău: iubește-o pe Emima. La fel să te comporți tu cu Dumnezeu față de partener, cum se comportă Dumnezeu față de tine prin partenerul tău. Să vă dau câteva exemple. Eva îl determină pe Adam să mănânce din fructul oprit. Ea a fost așezată lângă Adam cu scopul să-i fie prieten.
din nefericire i-a fost dușman de data aceasta. Priviți, vă rog, la Sara. Îl determină pe Avram să treacă dincolo de promisiunea lui Dumnezeu și să facă un copil cu o altă femeie. L-a ajutat? Nu. I-a fost prieten? Nu. Îl numea domnul ei, dar în ziua aia, ce domn a fost? Priviți, vă rog, la Izabela. Îl pune pe Ahab să omoare un om care era nevinovat. Priviți la soția lui Potifar, deși vinovată, îl pune pe soțul ei să-l bage în închisoare pe nevinovatul Iosif. Priviți la soția lui Iov, îl determină fără succes, încearcă să-l determine pe soțul ei să-l blesteme pe Dumnezeu. Tot la fel, putem să luăm exemple din Scriptură despre bărbați. Avram o pune pe Sara să mintă, pentru ca lui să-i meargă bine. Ce fel de soț a fost Avram în ziua aceea? Un om care se temea de Dumnezeu, care trăia prin credință, un om neprihănit, dar a pus-o pe soția lui să mintă. Dumnezeul lui n-a fost în stare să-l protejeze? În aceeași situație îl găsim pe Acan, care în complicitate cu familia lui ascunde lucrurile furate și interzise și mai apoi tot suportă consecințele murind. Claudiu și Emima, vreau să rețineți acest gând. Partenerul tău într-o anumită măsură este iubitor și plin de respect față de tine și pentru faptul că în egală măsură cu obligația față de tine, are obligație și față de Dumnezeu. De aceea, când Dumnezeu ți-a părăție pricina, trebuie să-i aperi și tu pricina lui. Nu-i permite partenerului tău să fie necinstit cu Dumnezeu, nici în probleme financiare, nici în probleme de doctrină, nici în probleme de prezență la adunare, nici în probleme de slujire. Spune-i partenerului tău, pe mine Dumnezeu mă binecuvintează prin faptul că pe tine te pune să mă iubești. Ei, dacă Dumnezeu e bun cu mine, tot la fel vreau și eu să fiu ascultător față de El și am să insist ca să fiu o persoană credincioasă, așa cum am sperat în ziua anunții că vei rămâne până la capăt. Baza vieții unui om nu este relația cu partenerul. Aceasta e doar manifestarea. Baza vieții unui om este relația cu Dumnezeu. Nu soția îl face bun pe soț. Nu soțul o face bună pe soție. Ei se corectează reciproc, este adevărat, dar o schimbare radicală partenerul nu o poate face. Când am fost în situația ta, Claudiu, cu 20 și ceva de ani în urmă, 25 anul acesta, aveam în minte că o să-mi schimb soția, cum credeam eu că trebuie să arate ea în mintea mea, anumite lucruri care credeam eu să arate altfel. Au trecut ani și mi-am dat seama că un om nu-l poate schimba pe celălalt. Îl poate influența într-o mică măsură, dar cel care schimbă este Domnul. Baza vieții nu este relația cu partenerul. Baza vieții este relația cu Dumnezeu. Sunt tineri care par credincios până la nuntă și după aceea credincioșia lor dispare. Nu mai vin la biserică sau vin foarte rar. Nu mai slujesc, nu-s decât cu ochii pe bani, pe business și Dumnezeu rămâne a cincea prioritate. Biserica rămâne a zecea prioritate și slujirea dispare. Este asta baza vieții? Este o atitudine cinstită față de un Dumnezeu care te-a binecuvântat? Baza vieții este Dumnezeu prin faptul că Dumnezeu dăltuiește caracterul vostru. Emima, tu ai tot interesul pentru Claudiu să fie un băiat de treabă. Pentru că altfel tu vei fi prima care suporți răul din viața lui. Claudiu, interesul tău este să ai o soție credincioasă. Dar pentru aceasta trebuie să parteneriezi cu Dumnezeu, pentru că tu nu o poți schimba pe ea, dar El o poate schimba. Și dacă tu ești partener, dacă tu ai o relație spirituală strânsă cu Dumnezeu, amândoi o veți schimba mai mult pe Emima, amândoi îl veți schimba mai mult pe Claudiu. E interesul fiecăruia dintre voi să trăiți cu Dumnezeu, pentru binele partenerului. Nimeni nu poate să schimbe caracterul unui om decât Dumnezeu. Ce te faci singură cu omul acesta? Și el are în egală măsură ca și tine intenția să te schimbe pe tine după cum vrea el, după cum tu ai intenția să-l schimbi pe el după cum vrei tu. Fiecare partener
este produsul relației personale cu Dumnezeu. Și dacă o femeie are un soț care nu se teme de Domnul, nu o să se teamă de nimeni, nici de păstor, nici de socri, nici de poliție, de nimeni. Dacă un soț are o femeie care nu se teme de Domnul, nu se va teme de nimeni și de nimic. Își va permite cele mai mizerabile lucruri, pe ascuns sau în mod public. Atunci când ai un partener care se teme de Domnul, lucrurile se schimbă. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun și ultimul, este faptul că relația omului cu partenerul exclude relația cu diavolul, timp în care relația omului cu diavolul include relația cu partenerul. Să mai spun o dată asta. Relația omului cu partenerul, o relație strânsă, o relație credincioasă, așa cum s-a explicat până acum, exclude relația cu diavolul. Dar o relație cu diavolul include și pe partener. Când Eva a păcătuit, Adam nu a putut să mai fie niciodată ca până atunci. L-a afectat și pe el. Pentru că orice succes nu este doar al unuia, ci devine succesul familiei. Tot ce faci tu sau tu este ceea ce faceți voi. O relație bună cu Dumnezeu naște o relație bună cu partenerul. O relație bună cu partenerul te ține departe de șarpe, de diavolul. O relație bună cu soția, cu soțul. Când Eva a comunicat cu șarpele, asta l-a implicat și pe Adam. Și uitați-vă la toate familiile din Scriptură. Uitați-vă la Acan, la David, Anania și Safira. Absolut toți cei care sunt căsătoriți, când au o relație cu Dumnezeu, familia beneficiază. Când au o relație cu diavolul, mă refer la neascultare, la păcat, la vinovăție, familia este sub blestem, lipsește binecuvântarea, apare cearta, frica, frustrarea, nemulțumirile, conflictele. Priviți, vă rog, că diavolul creează probleme și Dumnezeu creează soluții. Sugestia Cărții Sfinte este să-L iubiți pe Dumnezeu în primul rând, mai mult decât orice altceva. Dacă în lumea aceasta veți iubi altceva mai mult decât pe Domnul, veți avea parte de multă întristare. Diavolul este cel care creează probleme în viața oamenilor. El cunoaște slăbiciunile fiecărui om. El este vechi pe pământ, e bătrân, e în vârstă, are foarte multă experiență. El știe ce place fiecărui om și atacă omul prin slăbiciunile pe care le are. Dumnezeu însă oferă soluții. Dacă în viața voastră de cuplu o să vă apropiați de Dumnezeu din ce în ce mai mult, o să fiți invulnerabili față de diavolul. O să fiți puternici, o să depășiți crizele vieții. N-are importanță cum merge economia. Nu are nicio importanță ce se întâmplă într-un loc sau în altul. Voi sunteți puternici nu în afara voastră. Puterea voastră nu stă în afara voastră, în rude, în prieteni, în influențe, ci stă în interiorul vostru, în Duhul lui Dumnezeu, care își găsește plăcerea să locuiască în voi. Oamenii astăzi încearcă familii de succes timp în care ei nu vin la biserică, ei nu citesc Biblia, ei nu se roagă, ei nu vin la studii biblice, nu vin la nicio repetiție. Vin la biserică o dată la săptămână, o dată la lună, o dată la an și au pretenția să le meargă casa bine. Diavolul urăște omul, Dumnezeu îl iubește pe om. Claudiu, o să constați uneori în viață că sunt anumite aspecte în viața ta pe care dragostea soției tale nu le poate acoperi. Noi oamenii suntem limitați în capacitatea de a iubi, inclusiv în capacitatea de a comunica, de a răbda, de a ierta, de a fi buni și miloși unii cu alții. Noi toți suntem siguri că tu acum ești foarte bine intenționat și vrei să faci din fata aceasta pe care ai luat-o din mijlocul familiei Dorneanu prințesa vieții tale, vrei să o faci soția ta lipită de inima ta și vrei să-i faci bine în fiecare zi. Dar această intenție a ta nu o să fie desăvârșită în împlinirea ei. La fel este și cu Emima. Cel care vă poate împlini pe deplin
este Dumnezeu. Dumnezeu vă iubește cu o iubire veșnică. Voi vă iubiți cu o iubire omenească, care are slăbiciuni, imperfecțiuni. Uneori o să vă întristați, poate chiar o să vă dezamăgiți unul pe celălalt. Însă Dumnezeu n-a dezamăgit pe nimeni niciodată. Diavolul este dușmanul vostru, Dumnezeu este prietenul vostru. Diavolul vă pune piedici, vă creează probleme. Dumnezeu, pentru că vă iubește, găsește soluții. Este spre binele vostru și pământesc să vă apropiați de Dumnezeu, pentru că El vă binecuvintează. Însă infinit mai mult este spre binele vostru veșnic să trăiți pentru Dumnezeu, să vă apropiați de El. Nu munciți doar ca să aveți bani, nu trăiți doar pentru ca să munciți. Fiți credincioși Domnului. Priviți, vă rog, Biblia explică că Dumnezeu l-a creat pe om, diavolul l-a distrus pe om. Dumnezeu a creat familia, diavolul a distrus familia. Uitați-vă cât de respectată este familia astăzi în lumea laică. Oamenii încearcă în toate felurile să înlocuiască viața de familie. Dumnezeu a creat Edenul, diavolul a distrus Edenul. Dumnezeu a creat mântuirea, diavolul vrea să distrugă mântuirea, sigur că nu va avea succes. Diavolul minte, timp în care Dumnezeu spune adevărul. Toate aceste realități sunt în inima voastră. De mici copii, părinții, biserica, școala duminicală au așezat valorile acestea în voi. Astăzi când vă căsătoriți, să nu vă simțiți independenți. Să nu uitați de biserică, să nu uitați de Dumnezeu, să nu uitați de Scriptură, să nu uitați de rugăciune. Să rămâneți credincioși lui Dumnezeu și dacă până acum ați făcut puțin, pentru că acum, fiind doi, sunteți mai puternici, să faceți mult pentru Domnul. Șansa ca să fiți fericiți este dependența voastră de Dumnezeu. Priviți în lumea aceasta plină de lacrimi și de durere. Tineri care se căsătoresc cu bine intenționat și așteaptă fericirea și în loc de fericire sunt divorțuri, certuri, poliția vine de două ori pe zi la ei acasă să-i împace. Ce dragoste este aia? Și să știți că undeva în inima lor ei sunt bine intenționați, dar trăiesc în întuneric. Diavolul le conduce viața. El îi determine să ia decizii greșite, să acționeze greșit, să se supere unul pe altul, să fie mândru unul cu celălalt, să nu-și ceară iertare niciodată. Dacă Dumnezeu va fi în viața voastră, va fi și în casa voastră, dar doar în casa voastră nu poate fi dacă nu e în inima voastră. Dumnezeu nu se ține în casă, nu-i bibelou, Dumnezeu se ține în inimă. Dacă vreți să vă fie în casă, trebuie să vă fie în inimă. Dacă nu vă e în inimă, credeți-mă că nu e nici în casa voastră. Căsătoria s-a realizat în prezența lui Dumnezeu, de aceea nu poate exista, nu poate continua decât în prezența Lui. Dumnezeu a inventat căsătoria, de aceea această instituție nu poate funcționa decât în prezența celui care a fondat-o. Dacă vreți să luați viața de familie și să o trăiți în absența lui Dumnezeu, așa cum fac cei mai mulți oameni astăzi, nu veți avea succes, pentru că această căsătorie a fost instituită în prezența lui și doar în prezența lui funcționează. Ia bateria de la un ceas electric și nu va mai funcționa. Scoate un aparat din priză și nu va mai funcționa, pentru că felul în care a fost conceput depinde de curent. Curentul mișcă, îl face să funcționeze, prezența lui Dumnezeu vă face pe voi să funcționați. Câtă încredere ai tu în Claudiu? Dacă Dumnezeu nu i-ar lumina mintea și inima, va deveni un om dur cu tine, o persoană care se uită la el, nu la tine, un om care își vrea binele lui, nu-i ție, și la fel se va întâmpla cu tine. E interesul tău să-l împingi pe Claudiu în prezența Domnului. E interesul tău să o împingi pe Emima în prezența Domnului. E interesul vostru să vă împingeți reciproc înspre Dumnezeu și înspre ceea ce vă apropie de Dumnezeu. Citirea Bibliei, rugăciune, post, o viață spirituală în general. Diavolul este periculos numai pentru oamenii care trăiesc departe de Dumnezeu. Copilul meu este în pericol să fie atacat, agresat, furat, nedreptățit, mințit, doar atunci când pleacă de lângă mine și este singur. Atâta timp cât este de mâna mea, nimeni nu-l lovește, pentru că eu o să-l apăr. Dacă eu, un om limitat, îmi protejez copilul, cu atât mai mult Dumnezeu va proteja căsnicia voastră. În inima oricăror tineri, în ziua nunții, există anumite temeri. Cum va fi? Se va schimba în domeniul acela unde am văzut puțină slăbiciune? Va fi bine? Vom reuși în viață? Vom avea o familie demnă, puternică, credincioasă? Ni se vor împlini visele pe care le-am visat toată perioada adolescenței și a tinereții? Da.
Diavolul este puternic doar cu oamenii care trăiesc în absența lui Dumnezeu. Cu oamenii care trăiesc în prezența lui Dumnezeu, diavolul este slab, urlă fără succes și nu are izbândă, nu are biruință. Luați familia voastră și apropiați-o cât mai mult de Dumnezeu și diavolul nu va avea nicio putere, în nicio privință. Veți deveni o mărturie mare pentru generația voastră, pentru oamenii care vă cunosc. Nu are nicio importanță educația voastră. Mă refer la educația intelectuală. Nu are nicio importanță ce profesie aveți voi. Nu trebuie neapărat să fiți niște ingineri, niște savanți. Nu are nicio importanță cine sunt părinții voștri, dacă au fost niște oameni simpli sau niște persoane celebre. Diavolul nu va avea succes asupra voastră, nu pentru că aveți bani, ci pentru că Dumnezeu este biruința și protecția voastră. Dacă se va întâmpla să treceți prin necazuri, Dumnezeu o să vă scoată, o să vă salveze, o să vă apere. Îmi permit să-mi îndrept pentru o clipă privirea înspre dumneavoastră care sunteți nuntași, frați și surori, oameni care aveți familii, care ați așteptat în ziua nunții să fiți fericiți și probabil că nu sunteți sau nu sunteți decât parțial. În dimineața aceasta, pentru că suntem la nuntă și avem în fața noastră un cuplu care se căsătorește, un băiat și o fată, vreau să vă spun următorul lucru. Dacă ceva nu funcționează în familia dumneavoastră, nu funcționează pentru că prioritățile vă sunt greșite, pentru că în loc de adunare mergeți în alte locuri, pentru că în loc de Biblie citiți altceva, pentru că în loc de rugăciune spuneți alte lucruri. Dacă aveți probleme în familie care vreți să se schimbe și familia dumneavoastră să trăiască fericită, trebuie să acceptați următorul adevăr universal. O familie care trăiește în prezența lui Dumnezeu nu poate fi atacată de diavolul. Apropiați-vă de Dumnezeu în egală măsură. Schimbați-vă prioritățile care nu sunt corecte. Rugați-vă în mod zilnic, citiți Biblia în mod sistematic, luați zile de post împreună, rugați-vă împreună. Renunțați la un vocabular indecent, lipsit de respect, ești ca măta, ești ca tacto. Ăsta este un limbaj de om fără minte. Este un limbaj animalic. Măsa aia ți-a făcut o fată sau un băiat cu care ai acceptat să te căsătorești și la vremea când te-ai căsătorit ai găsit-o frumoasă și l-ai găsit inteligent, că nu te obliga nimeni să te căsătorești cu el. Cum ți-ai schimbat impresia acum? Gândul cu care vreau să închei, Claudiu și Emima, este următorul. Sunt trei instanțe care trebuie să confirme decizia voastră. Este instanța conștiinței voastre, este instanța lui Dumnezeu și instanța părinților. Când aceste trei instanțe spun da alături de voi, aveți liniștea că decizia pe care ați luat-o este o decizie bună. Oamenii spun că noi ar trebui să ne alegem partenerul cum scrie în Biblie, însă vreau să vă întreb, cum scrie în Biblie că se alege partenerul? Credeți că Adam este un exemplu? Biblia ne spune că Dumnezeu a luat-o pe Eva și a prezentat-o lui Adam. În mod fizic, astăzi nu se poate întâmpla lucrul acesta. Vă pot oferi alte exemple. Uitați-vă la Isaac. Tatăl său, Avram, a trimis o slugă să-i aleagă o soție în absența lui. Și când a văzut-o, era deja prea târziu să mai spună da sau nu. Este asta o metodă corectă să te căsătorești? Trimiteți pe unul dintre angajații voștri de la business să vă aleagă o fată. Uitați-vă la un alt exemplu pe care ni-l oferă Scriptura. La Iacov. O cumpără pe nevastă sa cu aproximativ, știu, poate o jumătate de milion de dolari. A muncit 7 ani. Cât câștigă un om pe an în America? 5? 3, 4, 5, 6, 7 mii, ori 7, cu banii ăștia și-a cumpărat o nevastă. Și putea să facă ce vrea cu ea că a cumpărat-o, nu? Aici nu mai este egalitate. Există stăpân și subordonat. Putem să ne uităm la David, a avut multe neveste. Putem să ne uităm la Pavel, foarte probabil că a fost necăsătorit. Însă Scriptura spune următorul lucru, căsătoria să fie făcută în Domnul.
să fie făcută în Domnul. Și în Domnul presupune ca Dumnezeu să îți deschidă mintea și să-ți lipească inima de o persoană, în inima căreia face același lucru față de tine. Am cunoscut în viața mea o familie nefericită, cam de vârsta mea erau, puțin mai în vârstă, și oamenii aceștia au avut o viață tristă. Se băteau toată ziua, se certau mereu. Fiecare dormea în camera lui, vorba poeziei, fiecare avea punga lui și fiecare punea într-o pungă și lua din două, cel puțin așa încerca. Și oamenii ăștia au fost niște oameni nefericiți pentru mine. Într-o zi, el l-a găsit pe Domnul Iisus Hristos. Prin credință l-a cunoscut pe Mântuitorul și l-a acceptat în viața lui ca Mântuitor și mai apoi ca și Domn. După o perioadă scurtă de timp, soția lui s-a convertit și amândoi au fost botezați și au devenit născuți din nou. Familia aceasta a cunoscut o schimbare absolut ieșită din comun, senzațională, în ceea ce privește comportamentul și relația unul față cu celălalt, atitudinea lor față unul față de altul. Va rămâne mereu în memoria mea schimbarea radicală care a fost făcută în viața acestor oameni. Erau aceiași oameni, purtau aceleași haine, se călătoreau în aceeași mașină, locuiau în aceeași casă, mâncau din aceeași farfurie, dar nu se mai certau. Cine a făcut diferența în viața lor? Dumnezeu, pe care l-au luat de nicăieri, unde l-au ținut până atunci și l-au adus în sufletul lor. Claudiu, tu ești un băiat inteligent și este unul dintre motivele pentru care Emima ne spunea alaltăr că a acceptat să devină soția ta. Ei bine, toată inteligența ta, să știi că este limitată și nu va fi suficientă pentru ca să reușești în viața aceasta. Trebuie neapărat să rămâi lipit de Domnul. Trebuie neapărat să rămâi lipit de Domnul, omule. Neapărat să rămâi lipit de Domnul. Să nu-L trădezi pe Dumnezeu cum a făcut Adam pentru nimic. Pentru că atunci când îl vei trăda pe Dumnezeu, vei rămâne singur și vei fi vulnerabil. Și nu numai pe ea, nici pe tine nu te vei mai putea face fericit. Emima, același lucru este valabil și pentru tine. Mai ții minte unul dintre motivele pe care ți le-a spus Claudiu că a ales să devină prietenul tău și în perspectivă soțul tău? Pentru că ești o fată frumoasă și o fată credincioasă. Aș vrea să te rog în această zi, când este nunta voastră și inima voastră este mai pregătită decât oricând altcândva să asculte Evanghelia, așa cum ai fost în biserică și în casa ta, o fată credincioasă, nelipsită de la casa lui Dumnezeu și de la orice activitate, să rămâi o soție cu o inimă sfântă, lipită de soțul tău, să-L iubești pe Domnul și împreună să fiți o mărturie în generația aceasta voastră. Dacă veți face așa, fericirea va fi abundentă în sufletul vostru și în casa voastră. Altfel, nu aveți nicio soluție. Mă rog lui Dumnezeu, alături de toate persoanele acestea care vă înconjoară și care vă iubesc și vă respect, e motivul pentru care suntem alături de voi, Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvinteze. Să fiți fericiți și începutul vieții voastre de familie astăzi să fie cu Domnul Iisus. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.